Recent au apărut amănunte referitoare la decesul uneia dintre cele mai iubite artiste din România. Amintim faptul că privighetoarea Gorjului a încetat din viață în data de 27 septembrie 1972, imediat după ce a susținut un recital pe scena Căminului Cultural din Comuna Românești, județul Botoșani. Din păcate, îndrăgita interpretă și compozitoare a suferit o comoție cerebrală care i-a fost fatală. Există mai multe versiuni referitoare la modul în care ea a încetat din viață. Ioana Lătărețu, nora artistei, afirmă că aceasta s-a prăbușit chiar pe scena Căminului Cultural din Românești. Maria Lătărețu a încetat din viață la câteva minute după ce a interpretat ultimul său cântec. Un tehnician veterinar prezent în seara concertului a încercat să o resusciteze la cererea artiștilor, însă din păcate fără succes. Autoritățile au prelevat probe din apa pe care Maria Lătărețu o băuse, iar miliția a intervenit în acest sens. Trupul artistei a fost transportat cu o căruță la dispensarul medical la o distanță de 100 de metri unde s-a efectuat autopsia. Medicii au stabilit că hipertensiunea a fost cauza decesului, iar artista a fost înmormântată în cimitirul Sfânta Vineri din București. Chiar dacă artista nu se mai află printre noi, melodiile ei și vocea ei sublimă ne bucură inimile de fiecare dată când o auzim. Chiar dacă artista nu se mai află printre noi, melodiile ei și vocea ei sublimă ne bucură inimile de fiecare dată când o auzim.